Salutare tuturor și bine m-am găsit la un episod. Știu că am furat intro-ul lui Bucharest Bike Traffic, dar momentan sunt prea fericit și prea entuziasmat ca să fac alt intro. Astăzi am cumpărat o bicicletă nouă și de azi înainte o să avem conținut mult mai diversificat, pentru că o să putem să luăm pe orice tip de teren, pentru că bicicleta asta are o furcă de, dacă nu mă înșel, 100 de milimetri pe aer. Este, de fapt nu vă spun ce marca este, o să vă las pe la sfârșitul clipului să vă dați seama. Schimbător Shimano de ore pe spate și Shimano Alivio pe față. Frâne hidraulice Shimano. Schimbătoarele sunt Shimano. Furca nu este de la RST. Discurile mi se pare că sunt de 160. Acum îi dăm spre casă și vara asta o să o bag pe aici, cu siguranță. Dar momentan îi dăm spre casă, pentru că se face noapte. Aici avem niște nivelături și se comportă destul de ok. Însă tot mai trebuie reglate câte puțin ca să meargă strună. Avem și apusul minunat în față. Mă rog, mare soare până să apună. Însă ce se mai... Șaua asta este o scoarță. Este oribilă. De ales de 2 km deja mă doare fundul. Cu siguranță o să schimb. De altfel, sunt foarte ultimul de bicicletă. Merge absolut minunat. Trebuie să mă obișnuiesc cu schimbătoarele, pentru că până acum am fost obișnuit cu Shimano Turnei TZ. Schimbătoarele alea aici, să pun acum pe imagine cum schimb la bicicleta mea veche, cum sunt schimbătoarele versus cum sunt schimbătoarele astea. Da. O să vreau să mă opresc totuși ca să ridic puțin șaua. Trebuie să ridic șaua ca să am... Au! Am schimbat viteza în cuplu. E șaua de începător. N-am nimic. Dacă aveam un dropper post era juc, dar și așa este foarte bine. Am văzut doar componentele, am văzut doar prețul și am zis bun, perfect, o luăm. Dacă vă întrebați, bicicleta a costat 1500 de lei, este SH, cumpărată la una, două, nu este nouă, clar. N-am eu biciclete de... n-am eu bani de biciclete noi. Am zis să iau una la mâna, două, pentru că știu că știu să meșterez la ele și dacă este să strice ceva, le pot repara. Nu prea știu prea multe despre furcile pe aer și despre frânele pe lichid, dar o să învățăm pe parcurs. A intrat o muscă în ochi și nu mai văd nimic. Holy shit. Accelează foarte, foarte ușor. Hop. Chiar m-am învățat cu schimbătorul ăsta, dar o să mă învăț pe parcurs. Uite, am ajuns acasă. Aici facem stânga. Mamă! Mamă! Da, mă rog. Au! Da, au! Altă viață, tati! Ce... Altă viață, tati! O căzut asta.
Așa cum că am ajuns la finalul clipului, o să vă spun de fapt ce bicicletă este. Nu știu denumirea completă, știu doar brandul. Hai să vedem dacă ghiciți. A expirat timpul. Bicicleta este un Cannondale.